adresă de la Partidul ALDE, în care domnul consilier Pavelescu și-a dat demisia. Trebuie să votăm vacantarea locului. Cine este pentru vacantare? Este cineva împotrivă? Sunt abține? Trecem la proiectul 2, care este proiect de hotărâre prin validarea domnului consilier Cipăieșu Marin. Deci propunerea Partidului ALDE a fost pentru domnul Cipăieșu Marin. Următorul. Să punem la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Sunt abține? Proiectul. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterea și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Traian. Așa să mă ajute Dumnezeu. Nu ar fi trebuit să puneți lista de unde să știu eu că domnul Cipăieșu al doilea pe listă. Comisia de validare va verifica și este... Dar dacă vreți, vă arăt. Da, eu Trecem la proiectul 3 de hotărâre, care este proiect de hotărâre privind aprobarea de contări în avete cadrelor didactice din Comuna Traian pentru luna august 2019. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect. Supunem la vot dacă nu sunt discuții. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Abține? Trecem la proiectul de hotărâre privind decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna septembrie. Dacă sunt discuții la acest proiect. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Sunt abțineri? Proiectul numărul 5. Proiectul hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Traian pentru anul școlar 2019-2020. Inițiator primar Florin Gherghelu. Dacă sunt discuții pentru acest proiect de hotărâre. O propun pe domnul consilier Ana Lau. Este proiect de hotărâre făcut de domnul primar. Cu propunere. Da, în proiectul de hotărâre apare doamna Bulului și domnul Măriuț Carol. Dumneavoastră mă propuneți pe mine în locul dumneavoastră sau lui Carol? Punem la vot propunerea doamnei Gurlui. Cine este pentru?
Este cineva împotrivă? Sunt abțineri? Da. Faptul că domnul Măriuț are copii în școală, probabil că știe mai, adică e în miezul problemei. Până acum domnul era reprezentantul și cred că fiind părinte și câți copii aveți la școală? Doi. Deci aș fi problemele mai... În mandatul trecut am fost eu și doamna Gului. Până lui era la evaluare. A fost doi. Asta-i părerea. Trecem la... E votat. Trecem la proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității constituite la nivelul Școlii Gimnaziale Traian pentru anul școlar 2019-2020. Inițiator primar Sorin Gheorgheu. Având în vedere că domnul primar m-a propus pe mine să fac parte din această comisie și deja fac parte din Comisia de Administrare a Școlii, eu aș avea o altă propunere pentru domnul Măriuț. Mai sunt alte propuneri? Supunem la vot propunerea doamnei consilier Moral. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Sunt abțineri? Proiectul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 1 la contractul privind prestarea serviciului de colectare și transport a deșeurilor menajere, numărul 1055 din 6.3.2019. Inițiator primar Sorin Gheorgheu. Așa, să vă povestesc despre ce e vorba aici. În urma controlului de la Garda de Mediu, ne-au forțat să facem taxurile alea pentru selectarea selectivă. Noi le-am făcut. Prețul la selectare este diferit față de prețul la gunoiul celălalt. Mi-a venit să 1200 de lei pe toate. Ne-am speriat, am mers cu domnul vice și cu domnul secretar la domnul director Nacis la Soma, am discutat cu dânsul, s-a redus suma la 500 de lei per ton, pentru că... Da. Și ăsta este prețul care vom vota acum, actul adițional care vom semna și pentru celelalte deșeuri, când vor veni adunarea selectivă. Dacă sunt discuții, ok. Pentru gunoiul selectat, va veni alte prețuri sau altele? Pentru gunoiul selectat, pentru hârtie fierbeți, asta e un alt preț de colectare. Mai mic, nu? Decât era acel... Mai mic, e 500 de lei pe toamnă. Și pentru ăla menajer amestecat? Pentru ăla menajer nu avem nicio discuție. Oricum va avea loc licitația, tot ne promis de adică că va avea loc licitația. O vor face, vor desemna. Acum nu știu cum vor duce la capăt Soma. Pentru că ei sunt forțați să ne aducă și cubele pentru celălalt. De pietrele din containerile astea de imagine. Da, da, în actul selectiv. Anul trecut, domnul primar, cât am colectat la selectiv? Pentru că știu că fiecare UAB are de colectat selectiv... Anul trecut am avut vreo 4 tone de deșeuri. Și în funcție de cum colectăm selectiv, la începutul anului sau la sfârșitul anului, se face o evaluare și la Agenția de Mediu trebuie să plătim. Cât ați plătit anul ăsta la Agenția de Mediu? Păi, anul ăsta la Agenția de Mediu se plătește 300 de lei. La tot. Prima, din o sumă totală la Agenția de Mediu. O sumă totală nu pot să vă spun, nu știu exact. Asta înseamnă colectare selectivă. De ce nu faceți la colectare selectivă? Într-o zi vorbiți cu cei de la Soma și vin și strâng o dată pe lună, o dată la două luni. Strâng. Discuția e făcută. Într-o zi strâng, fiecare avem acasă peturi, fiecare avem hârtie, fiecare... Inclusiv doamna... Deci, un contract scris, dacă vrei să-ți vină de, în fiecare săptămână, există un cost, dacă vine de la două săptămâni, un alt cost,
Noi l-am ales pe ăla la două săptămâni. În urma discuțiilor cu domnul director de acolo, am spus, domnul director, săptămâna asta se adună, nu știu, dar ați văzut sigur și dumneavoastră la mine la poartă și la mine am călcat acolo, te dau afară. Da, și i-am sunat și au venit un pic mai devreme. Oamenii îmi scot când au timp, nu scot cum scot cu noi, mi-a spurea. Și încă nu-i o regulată treaba cu licitarea, cu cine câștigă licitația pentru următorul operator din adunarea sunoailor de la noi. Știți discuția? Până o fi operatorul, haideți să vedem ce facem cu ăsta, pentru că sunt peturi peste tot, am vedeți și dumneavoastră. Da, da, am început să adunăm. Câte o tonă, aproape la două săptămâni se adună o tonă și ceva de pietru. Sunt 13 locații unde se adună pietru. Și vreau să vă spun, chiar sunt sumit cum se adună și cât de multe se adună. Bun, problema pietrului, dar avem hârtie fiecare acasă, avem, știu eu, DD-uri. De când nu s-au mai făcut DD-uri de strâns? Adică, ziceți. Nu, am mutat hârtie. Și acum o săptămână, sau trei săptămâni am dat hârtie. Dar unde? Că noi nu știu, eu sunt consilier local și nu știu. Cum? Am dat-o la... Bun, acum n-am știut că să strânge hârtie. DD-urile. DD-urile înseamnă electronică și aparate casnice. Și electronică, dar la electronică o dată de două ori. Mai aveam un... Stau de două ori pe an, dar fiecare are acasă. Un baragaz vechi, un frigider, un... Avem și acum două televizoare în magazia de la spate, de acolo unde era de lemni, acolo vin oamenii când dau un televizor stricat și, sau ce au ei stricat. Și dar de ce nu se mai face campania aceea? Se făcea într-o vreme, treceau, știi, o dată pe, la 6 luni sau o dată pe an? Acum două luni a fost campania. Să dădea niște bunuri pe alu. Da, acum două luni. Dar de ce nu popularizați? Să știm și eu. Eu am congelator mare, am frigider, am... Să se dă 10 lei pentru un congelator, omul de rând cântărești și știe la ce vreți. Și-am văzut să știe. Așa cum pe noi. Asta s-a mă discuție, genul. Și trebuie de 10 lei pe cumpliție și nu-l dă nimeni, că nu și-l dă unul. Da, sunt care ne duc la fel, gros, sunt care ne duc la... Da, dar de ce nu anunțați? Dacă a fost așa, eu nu știu. Dar a fost, doamnă, mă luat cu armea prin sat. Cu portapul ce da. Păi, dar poate nu eram acasă, dar dacă știam că de astăzi, știu peste o lună, că în data cutare se strâng DDR-urile în Traian, pun și eu în fața blocului un congelator sau ce am eu... Da, vă deranjează numai decât și numai... Dar nu că mă deranjează! Haideți să găsim o soluție, că nu e vorba de mine, de Eșan. E vorba de Consiliul Local, care gestionează aceste deșeuri și care sunt o problemă. Nu vă spun în Hertioana când mergem, cei pe... la intrare în sală. În fiecare miercuri se face curat acolo. Și la intrare în Bogdănești, și la Hertioana. Mai sunt discuții pe proiectul de hotărâre numărul 7? Supunem deci, eu vreau să, cum să vă spun, să existe un primăria, să facă un plan sau o, cum să vă zic, o prevedere, nu prevedere, nu știu cum să zic, o planificare a colectării deșeurilor selective. Dacă ar avea acest plan și ar fi undeva la vedere și ar vedea fiecare cetățean, în ziua cutare din a doua săptămână din lună se strâng peturile. În ziua cutare, odată la 6 luni, se strâng DD-urile. Se strânge hârtia. Fiecare avem acasă și n-ar mai fi probleme să plătim la Agenția de Mediu diferite... Doamna consilieră, în momentul în care vom avea un contract încheiat cu un operator care va fi sigur că rămâne pe Traian, vor fi 4 peturi. Domnul primar, până se rezolvă problema cu operatorul, asta o simt de 2 ani, că știu că sunt probleme cu operatorul. Dar eu nu cred că suma nu strânge selectiv. Faceți o planificare și... Afișată peste tot, făcută publică și atunci problema se rezolvă. Nu mai trebuie să plătiți penalități la Agenția de Mediu. Supunem la vot proiectul privind aprobarea actului adițional numărul 1. Cine este pentru?
Este cineva împotrivă? Sunt abțineri? Eu mă abțin. Trecem la următorul proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării serviciului voluntar pentru situații de urgență, Traian. Inițiator primar, Sorin Gheorghiu. E același regulament pe care îl aprobăm în fiecare an cu fericitate și situații de urgență. Da. Iară, să mai mă zici că din cine face o altă lucru. Sunt discuții pe marginea acestui proiect. Domnul secretar, serviciul acesta, eu nu știu dacă noi l-am mai aprobat și anul trecut. Nu cred că s-a aprobat în fiecare an. Dar nu. Asta a fost aprobat în, mai înainte, când putea parte 4 de persoane. Acum au fost o... Asta e că nu s-a aprobat în fiecare an. O hotărâri și s-a redus numărul de voluntari. E categoria B1. Adică ce înseamnă asta? B1 și nu, maxim 10 voluntari care fac parte din serviciu. Păi să ne spune și noi cam ce constă serviciul ăsta de urmă. Voluntar pentru situații de urgență. Că noi îl aprobăm, dar... De exemplu, cine e la noi șef serviciu? Jean Valian. Iar ceilalți unul de care o să fie, vor fi desemnat în dispoziție de primar. Și cine face? Probabil că vor fi toți din cei care au fost și mai înainte. Și am întrebat, ca să fiu rar. Cine au fost cei din? 4-4 persoane. Păi da! Toți consilierii locali, toți... Adică să știu că fac parte și eu din serviciul voluntar. Eu n-am știut până acum. Ați votat, doamnă. Când am votat? Când am votat? Nu cred că am votat. Da, erau 44 persoane. Să ne spune, da. Tot consiliul local era trecut. Păi ia aduceți-mi în serviciul ăla, să vedem și eu unde sunt. Și propune pentru serviciu nou, cine o să facă parte? Nu ne-am gândit deocamdată. Și atunci noi aprobăm numai... Aprobăm structura. Regulamentul. Dar aveți un regulament aici? Eu nu văd niciun regulament. Este, doamna, uitați aici că este dată. A, cel bun, analiza riscurilor. Doamna, celălalt. A, mai ales. Da, am dat la fiecare comisie. Sunt serviciul compartimentul de prevenire. Adică și regulamentul, dar eu văd aici că aprobăm și structura. Da. Și regulamentul. Cine o să facă prevenire? Eu știu că la prevenire sunt niște caiete speciale. Aveți caietele speciale? Are, când merge Adriana, verifică coșul, discută cu oamenii. Avem echipă specializată în domeniul stingerii incendiilor? Păi tot am fost la pregătiri, doamnă. Păi da, în momentul în care ești echipă specializată, trebuie să ai și... Avem, știu eu, ce să avem. Avem 5 costume de pompieri, motopompă, stingătoare, măturoaie, hârleți, lopeți, aici puse la pichet, în fiecare școală, în fiecare biserică. Costumele astea de ce? Cizmi, salopeta aia anti-foc, cască, mânuș, centură. Da, am participat în fiecare an la stadion acolo. Și la stingerea incendiilor am fost la incendii. Mai sunt discuții? Și în ce constă avertizare, alarmare, căutare, deblocare, salvare și evacuare? Că văd că avem o echipă specializată. Asta în ce constă?
săi clopotarii care sunt în... Care trag clopotarii. Avem alarma de pe cămin care poate să sune. Și ei fac parte din echipa de alarmă. După aia, telefoane. Doar când am fost astins incendiile, mai mult prin telefoane ne-am avut. La astins. Am avut Da. Și apoi mai aprobăm organigrama serviciului voluntar. Da, e în spate. Unde e? Este, domnul secretar? Este, da. Unde e? La regulament acolo. A, la regulament. În spate. Ultima pagină. Autospeciale de stingere, de noi nu putem să facem cu alte primării, să avem... Domn primar. În primul rând, ca să ai un serviciu de asta cu mașină, toate trebuie garaj pentru mașină, trebuie pompierii care să fie permanent, șofer angajat pentru mașină specială, deci nu știu dacă hidranți, cum sunt 16 hidranți verificați acum vreo 3 săptămâni de domnul pompier. Deci nu cred că ne permitem noi cu vreo 4-5 angajați. Dar e vorba. Noi suntem la 10 km de Bacău. Oricum șoferul, doamnă, și cu ăla care e servant 1, care ține furtunul și așa, ăla trebuie să fie angajat, obligatoriu. Da, înțeles. Supunem la vot proiectul privind organizarea serviciului stat de urgență. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Sunt abțineri? Trecem la proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării planului de analiză și acoperire a riscurilor la fumul Craianski. Inițiativă primar de Dumnezeu. Păi prezentați un pic planul ăsta, domn primar. Păi avem toate unitățile care sunt sub ordinea primăriei, plus bisericile, plus așa, și avem membrii din Comitetul Local pentru Analiza Acoperirii Riscului, care avem trecut tot la fel, pe ultima pagină. Deci care ar fi riscurile? Care ar fi riscurile, da. De Paști merg oamenii atunci în lumânări în biserică. Deci la foc? La foc. Cam la foc ar fi. În zona noastră nu prea e inundat. Cu tremur, alunecă de teren, dar de la noi tot la fel. Ține. Inundații și mai avem. Se ies, m-am zis. Mai sunt discuții? Supunem la vot acest proiect. Nu facem să citim, un pic că nu am avut timp să așteptăm. Și în caz de, Doamne ferește, care sunt punctele unde ar... La primărie, unde ne putem întreba. Avem și aici. Curtea școlii din strada principală, la Bocvenești, tot la fel în curtea școlii.
La Zăpodea tot curtea școlii, la Hertioana tot la fel curtea școlii. Unde nu putem întâlni? Unde ne putem întâlni? Unde, Doamne ferește, în caz de un cutremur? Dar s-a întâmplat acolo, unde e mai urgent, dar să nu se întâmple acum. Deci cazarea cu celor... Așa, la școala Hertioana, Traian? Da. Traian și biblioteca Traian. Da. Biserica de la Hertioana nu e din chitici, din cărămidă. Nu mai scrieți așa. Da, cărămidă, cărămidă. Și v-am mai zis și altă. Biserica de la Hertioana. Nu e din chitici, din cărămidă. Văd că spații de cazare, de exemplu, pentru Bogdănești. Școala. Mă, nu-i trecut aici. Da, îi aduce, cum se aduce, mă, în care se întâmplă, Doamne, ferește, un cutremur sau ceva. Nu-i de râs, astea, că să... Mai sunt discuții, vă rog. V-ați gândit vreodată la un... Că am văzut că sunt primării care au... cum se cheamă... buncăre din acelea... Ați identificat undeva prin comună, unde în caz de ceva să se retragă lumea? Tot în cadrul riscurilor astea se pot... Avem trei camere la subsolul bisericii catolice la deal, la Traian. Da, nu, asta e o discuție în care discutăm că avem ceva suferent, aia era și discutăm de bomba atomică. Dar tot, nu că discutăm, tot în planul de analiză și acoperirea riscurilor de clasă. Eu așa știu. Care are vieciul detonat, care are vieciul Supunem la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării planului analiză și acoperirea riscurilor. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Sunt abțineri? Da, eu, pentru că am văzut că mă luați în derâdere când întreb de... Da, apropo de derâdere, ați votat centrul acum și-au v-ați văzut la poate, dacă... Dar ce contează? Fiecare își exprimă părerea. Eu te-am întrebat când ai votat sau nu? Cine? Da, proiectul privind ultimul proiect este proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizației lunare a Consiliului Local. Inițiator, Consiliul Local, mă rog, da. Dacă sunt discuții. Da. Începând cu data de 05-2019, se aprobă indemnizația lunară pentru consilii locale cu metrani de 2% din indemnizația lunară primară. Indemnizația lunară se acordă consiliului local doar dacă participă cel puțin la o ședință din consiliul local și o ședință a comisiei de specialitate pe lună. Deci dacă într-o lună nu este ședință ordinară și este una extraordinară, se consideră că participa la o ședință? Nu, trebuie să fac acum și la parte din ședințele comisiei de extraordinare. Poți să ne faci una ordinară, dar să întâmplă să fie una extraordinară. Poate că poți la o ședință. Da, trebuie să vin și la ședința din comisie. Da. Discuția a mai fost de atâtea ori. Știți și foarte bine. Deci, dacă spuneți că e corect că s-a votat în aprilie, s-a votat corect. De ce a mai fost nevoie să mai facem un proiect de hotărâre în iulie, care n-a fost aprobat, după aceea s-a mai făcut și acum un alt proiect de hotărâre
pe aceeași respect. Deci, dacă spuneți că amendamentul pe care nici nu l-ați trecut, l-ați trecut într-un proces verbal, un proces verbal, am avut discuții interminabile cu domnul secretar, procesul verbal nu ține loc de act normativ a unui Consiliu Local. Actul normativ a unui Consiliu Local e hotărârea de Consiliu. Bun. Putea să vă răspund eu pentru că sunt inițiatorul. Și am fost inițiatorul și la votarea bugetului. La prima întrebare, de ce a fost nevoie de un proiect de hotărâre? A fost nevoie de un proiect de hotărâre pentru că dumneavoastră, dacă nu vă amintiți, acum 3 ședințe ați zis că o să contestați în tribunal faptul că vi s-a redus indemnizația fără o hotărâre de Consiliul Local, că nu sunteți de acord cu reducerea indemnizației și o să faceți acțiune în instanță împotriva Consiliului Local, că vi-a redus ilegal indemnizația. Acum, când s-a venit cu o hotărâre de Consiliul Local, retroactivă este drept, pentru că indemnizația consilierilor locali nu se reduce din octombrie sau din august, s-a redus de la 1-5-a, deci din luna mai 2019, da? Era normal ca în proiectul de hotărâre să fie cu dată retroactivă, pentru că, într-adevăr, din 1-5-2019, consilierii locali n-au luat 5 sau 10% din indemnizația primarului, ci 2%. Am făcut asta și știți foarte bine, din respect pentru cetățenii comunii astea. Nu este posibil ca tu, Consiliul Local, să grevezi bugetul local cu un sfert. Da? Dacă bugetul local are 500 de mii, cred, ca și colectare pe an, nu este corect ca Consiliul Local să cheltuie 130 de mii, 1.300.000 pe an doar pe indemnizație. Presupunându-se că consilierii locali, când se duc la poarta oamenilor să-i voteze, spun că se duc acolo spre binele lor, nu să ia indemnizații astronomice, fără justificare. Da? Deci, din motivul ăsta, în bugetul local, am diminuat capitolul, nu știu ce capitol este, mă rog, privitor la indemnizațiile consilierilor, cred că cu 70.000 sau 80.000 de lei. Bani care s-au dus la autorități publice locale pe cheltuieli de investiții pentru ca cu acești bani să se facă ceva pentru comunitatea din care facem parte, dacă tot vrem să facem parte. Acum, dacă este să tot căutăm artificii, artificii, cum se cheamă, de birocratice, ca să nu ducem la îndeplinire această hotărâre de Consiliul Local, sau să ne luăm noi mai mulți bani, putem să o și facem, că ne permite, legile sunt atât de flexibile în România și de stufoase când ne și permitem. Nu știu dacă Consiliul ăsta local chiar este atât de sau cel puțin consilierii PNL-ului, eu așa consider, că au venit aici din respect pentru oameni și nu pentru propriul lor buget. E hotărârea dumneavoastră, acum, și din câte știu, n-am fost, din păcate, prezentă la ședința trecută pentru că eram în concediu, tot pe un viciu de procedură, nu s-a ajuns să se voteze acest proiect de hotărâre. Deci el va fi supus votului ori de câte ori este nevoie, pentru că consilierii locali efectiv și-au diminuat indemnizația de la 500 la 100 de lei, da? Și atunci trebuie să avem și acest proiect de hotărâre pe care dumneavoastră l-a cerut, altfel ne-ați amenințat că ne faceți acțiune în instanță. Mi pare foarte rău că legalitatea proiectelor de hotărâre și actelor, cum să vă spun, emise de acest Consiliu Local, se fac pe baza unor, ci că eu am amenințat cu... Eu am vorbit de legalitatea proiectului. Există registrul, că doar aici. Da, am spus și o spun în continuare că o să merg în contencios. Pentru că nu e vorba că s-a diminuat. E vorba de legalitatea hotărârii. După cum ziceam, legalitatea, deci căutăm tot soiul de artificii birocratice ca să grevăm bugetul local cu cât mai mulți bani și să nu se facă nimic pentru comunitatea asta. Că despre legalitate e vorba. Păi tocmai, haideți să facem legal, pentru că au fost hotărâri de Consiliul Local. Dar s-a venit hotărârea de Consiliul Local, dumneavoastră, de ce n-ați votat? Păi, de ce n-ați votat? Pentru că venea cu amendamentul. Domnul secretar, ce scrie acolo? Se aplică, adică eu vin cu hotărâre de Consiliu în iulie pentru diminuare de pe 1 mai.
Păi haideți să vedem un pic dacă e legală treaba asta. Hotărârea de consiliu. Cum? Adică îmi diminuează salariul, să zic că lucrez undeva, da? Îmi diminuează salariul cu începând de la întâi retroactiv. Nu e echivalent cu a lucra undeva. Nu e să venim din alte considerente, nici măcar nu haideți să aplicăm. Să aplicăm indemnizație. Eu am făcut, cum să vă zic, analogie cu alte specii. Domnul președinte, mă rog, spuneți la vot. Supună la vot proiectul. Faptul mic, poate mai are cineva ceva de spus. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Sunt abțineri? Capitolul divers. Da, eu am o întrebare la domnul primar. Domnul primar, la ultimele ședințe tot am întrebat câte acțiuni în instanță ați făcut pentru recuperarea amenzilor. Pentru că există un dosar de amenzi. Am întrebat și în ședința din iunie, și în iulie, și în ședința din mai. Am întrebat de acțiuni în instanță făcute de primărie pentru recuperarea amenzilor. Sau transformarea amenzilor în zile muncă în folosul comunității. Și așa ne plângem că nu avem oameni care să facă... Deocamdată, doamnă, ca să nu mergem direct cu oamenii în instanță, am făcut toate înștiințările care au debit la Consiliul Local, la primărie. Câte amenzi aveți? Nu pot să vă spun exact, nu știu. O sumă aproximativă, cât doar trebuie să știu. Pentru că intrați cu debit, asta știți și dumneavoastră. În momentul în care vine Curtea de Conturi, prima oară vă ia la amenzi, la... Știu, doamne. Venim cu un debit pentru... de la termoservice, care știți, care l-am moștenit. Așa, așa. Acum... Vorbim de astea mici, care sunt 60, 50, 30, 3 milioane, 6 milioane, care sunt amenzi de circulație. Știți și dumneavoastră. Astea nu prea sunt. Poftiți? Sunt, cred că, în jur de 500 de milioane care sunt debite. Erau, țin minte... S-au achitat foarte multe, doamne. Și mai ales acum, pentru că s-au mai anunțat cu vine și... Rațierea și toate, nu mai vin niciun. Toată lumea aia așteaptă să vină. Trebuie să taie amenzile. Da, cumva. Nu mai plătesc niciodată. Pentru data viitoare, pentru ședință, propun să faceți o radiografiere a cuantumului amenzilor și care pot fi transformate în zile muncă în folosul comunității. Da, dar sunt cu hotărâri judecătorești venite direct, condus băut, fără permis, bătaie, fut. În ce stare sunt pe domnul primar la modernizare pe unde plătești? Din al 1 octombrie, poate mai devreme din sat, iată, nu a avut nicio fusitare pe atras parte și mi-a apucat un pic drumul de la mea, primul din prima stradă de la mea. Îmi se vedea tot pe drumul sus. Da, da. Mai sunt discuții la diverse? Dacă nu mai sunt, declarăm ședința închisă. Thank you.